Guvern Viorica Dăncilă după întâlnirea cu premierul Muntenegrului. Muntenegru în procesul de negociere cu Uniunea Europeană și remarc faptul că Muntenegru a deschis 32 din cele 33 de capitole aflate în negociere. Am transmis omologului meu încurajările și susținerea noastră pentru deschiderea ultimului capitol de negociere, mă refer la capitolul 8, politica în domeniul concurenței. Muntenegru poate oferi întregii regiuni povestea de succes a unui stat capabil să-și transforme societatea într-o manieră rapidă și eficientă, punând în aplicare întregul set de reforme necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Astfel, împreună vom contribui la stabilitatea și prosperitatea Balcanilor de Vest, dar și a Uniunii Europene în ansamblul ei. În vederea finalizării cu succes a acestui proces complex, am reiterat omologului meu faptul că rămânem angajați să oferim prietenilor noștri din Muntenegru orice fel de asistență tehnică necesară. Pentru două state aliate, cooperarea... Viorica Dăncilă, concluziile întâlnirii cu premierul statului Muntenegru în această dimineață în capitală.